Bine, v-am găsit la un nou episod de What Replays. Din păcate, adică mă rog, am primit mai multe replay-uri de la colegi, dar din păcate nu am avut timp, efectiv nu am avut timp să mă ocup de ele. Și jocul și-a făcut câteva update-uri și se pare că nu mai sunt compatibile replay-urile trimise de colegii mei cu versiunea actuală. Din păcate am și eu niște replay-uri foarte bune, dar la fel, aceeași problemă. Și acum, sincer să fiu, nu o să mai instalez altă versiune a clientului. Se poate, ca să accesez un replay mai vechi, trebuie să instalez clientul mai vechi. Există un site unde poți să downloadezi orice versiune, toate versiunile de World of Tanks de până acum, dar acum ne mulțumim cu ce avem. Ne uităm la replay-ul acesta lui Classic. Da, a trecut să fac cunoștință cu alți doi colegi de-ai mei. Ne o să ne uităm la meciul acesta. Este un meci de Onslaught. Și după aceea o să încerc să mai deschid un replay al meu. Dar sunt slabe șanse să fie compatibil, în păcate. Bum! Și Classic trage cu normale. Ne-am dat drag. Economie. Budget mod. Părerea mea despre un slot, o știți, e bine de jucat să ții reward-urile, poți să ții tank-ul, mai ales, sau mă, cât de ușor este, de luat îți trebuie doar silver. Dar eu recomand să jucați, să vă faceți misiunile săptămânale și în rest, dacă vreți să ajungeți într-o ligă anume, să jucați mai serios, să o faceți în ultima săptămână. Părerea. Damn, și Classic penetrează shot de pe shot, după shot. Cu normale, cu AP-uri. Și de ce nu? Am crezut că ăla n-o să intre, dar... Și deja 3000 damage. Damn, son. Păi, vreau că toată lumea îl ignoră, adică n-are nici dracu treabă cu el. Îi farmează pe băieți din lateral, din spate. În locul lui mă duceam să-i dau una și la mouse-ul ăla. Păi s-a gândit că are prea puține cărniță, de ce să nu dăm mai mult damage când... Frumos versiunea aia, s-o și întors cu lateralul, că dacă stătea așa în față era mai greu să facă aim. Pe weak spot, de ce să nu-i arate și ăsta? Dă-le și un bombiță, sigur că da, omoară-l pe ăla cu bombele. Bravo. Pui mei, ai de cap meu. Ai de cap meu, Farming Simulator, frate. Pe aici ne-am. Și-a mai rămas două tankuri. De ce să nu mai luăm și arti, corect? Asta de adevăr că ei fac niște puncte suplimentare pentru chestiile astea și... Dacă vezi că se capează ceva pe hartă, vezi că se capturează o artilerie sau un radar, poți să folosești arti direct pe locul respectiv. Și majoritatea tankurilor n-au timp să fugă. Farming Simulator. Da, îmi pare rău că aveam și eu niște meciuri foarte, foarte bune cu E3-ul. O să mai încerc să deschid replay-ul, câteodată merge, dar dacă spune că versiunea nu e compatibilă, vă zice că pot să încerc să o deschizi, dar... Au, prinde pe amândoi odată. Damn, son. Damn! Damn! Ala și dacă descarcă TVP-ul, el tot n-ai ce să-i facă, tot nu poate să-l omoară. Ce frumos face lead. Aștepta să vină tank acolo un shot.
Și hai să vedem dacă îl omoară și pe Udesc, că de ce nu? Fuck it. Boom! A, nu l-am murdăram. Unde fugi, Udes? Unde fugi, Bobby? Unde fugi? Aaaa! Primul miss! Primul miss! Da, frumos. Ai, 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 mă dor ochii, mă dor ochii, mă dor ochii. Râdește sacul. Ăla cred că vrea să nece, să-l scutească pe clasic de altă umilință. Ai, 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 damn, son, damn, son, what the fuck, son, what the fuck. Na, păcat, păcat. Un meci perfect. A, s-a dărâmat copacul, s-a dărâmat copacul în față. S-a văzut? Uite-l. Băim, în sfârșit. GG. Da, păcat de ratările astea, că în rest a fost un meci excelent. Deci ăsta a fost singurul ratări la final. 8800 deme și 5 kill-uri. Da, clasic are coloana ruptă deja aici. Da, GG, boss, GG. Și acum, dai să încerc totul să mai deschid un ăla. Ai, ce rău, îmi pare că nu mai merge cu nu mai merge replay-ul ăla. Of, 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 of. Păcat, aveam și eu un meci frumos. Fapt că aveam mai multe. Era vorba și de un meci cu BZ-ul, în care sigur mi-am luat report pentru moduri, că na, de ce nu? Dar adevărul că era foarte suspectă faza, adică și eu să fiu de partea cealaltă a penisului, cum s-ar zice. Da, mi-aș pune și semn de întrebare. Deci eu eram cu BZ-ul, eram în mers, eram cu rachetele, da? Deci eram cu rachetele. Fac aim pe un scorpion, la limita razei de trase, era și distanță mare, eram și în mers, eram și cu rachete, repet. Și dau scorpionului respectiv, îi dau un 800-900 damage. Din mers, totuși. Da, adică... Cred că nici aimbot-ul lui Crazy sau lui Iulian 2294 nu... Sau lui Salomon, agent Ogre pe România, nu... Nici aimbot-ul lor nu nimerește atât de bine. Hai să mai încercăm o dată totuși cu replay-ul generos. Îmi pare rău pentru colegii care au trimis alte... Mi-au mai trimis meciuri, dar v-am zis, e problemă cu versiunea, n-am nici spațiu, ar trebui să fac puțin curat, să instalez jocul iar în altă parte. Deja e prea mare bătaie de cap și fac chestia asta ca un hobby, ca un bonus în timpul meu liber. Pare rău. Dar nu nimic, presupun că vezi, mai avea meciuri bune pe viitor, așa că... Și să nu spui că se oprește replay-ul aici și... Nu, se mai încarcă. Sau, minune. În sfârșit. Ah, ăsta era mai nou, ăsta era chiar la limită. Hai, încarcă-te. Bun, perfect. Mă bucur că mai apar și eu pe canalul meu. Ok. Și eu, joc cu 16 pe oare? Nu știu că am cu E3-ul totuși aici. Cred că mi-e selectez până la urmă E3-ul. Că am câteva hărți pe care îmi joc tankul favorit și E3-ul e tankul meu preferat. E3-ul și după aceea ruda lui mai mică, TS5-ul. Și 16P-ul l-am echipat cum trebuie. Și ați văzut ce putut să facă clasicul 16P-ul, deci... Nu-i rău. Hai, general, schimbă E3-ul. Schimbă E3-ul, Bobby! Uite-l! E3-ul lui Dumnezeu, cum îmi mai spun. Trebuie să stau o dată, când o să am timp, trebuie să stau să-i pun și al treilea marc.
timp și am vrut să fac acolo, m-am dus acolo puțin în open. Asta nu a fost chiar așa bine jucată. Să văd cele două steluțe pe tun. Adevăr că e mai mare plăcerea când omori pe careva să vadă acolo câte marcuri ai. Țin minte când jucam primele mele zile de ranked. Când jucam acum câțiva ani, când era ranked-ul clasic. Era mult, eram mult peste un slot ăsta. Și jucam unele tankuri, n-aveam primul mark și erau oameni, erau de ăștia cu 2-3 markuri. Domne, că n-ai niciun mark pe tank, că nu știu ce, că uite cu ce tomate jucăm. No. The times have changed. Nu mai zic, atunci când am descoperit E3-ul și am început să-mi joc foarte, foarte bine, am ajuns, am trecut de League, de toate astea, am ajuns în... Deci am trecut de toate alea, cum erau acolo... Iron sau ce, nu mai știu dracu să numeau toate diviziile. A, era divizia 3, divizia 2, 1 și după aia ajungeai în alea în League. Și am trecut, am ajuns la, de toate astea, am ajuns la alea, la misiunile de zădeau bonduri, numai cu E3-ul. Am jucat cu E3-ul pe toate hărțile. Și erau de ăștia care mă înjurau, bă, că ești retardat, că joacă, era perioada când se juca Cranked. Se juca Cranul foarte mult, deci Ranked-ul se numea Cranked, cauza asta. Și am zis, boss, lasă-mă să-mi văd de jocul meu. Dar ei mă înjurau de la începutul meciului, fără să ăsta. Găsiți acolo niște replay-uri mai vechi. Și la care spunea unul la final că rămâneam eu singur în viață. Bine, mă băteam, nu stăteam pe spate, să înțelegem. Și facea, E3 Kyrias, E3 Kyrias. Păcat că era cu verde ăla, cum a călântat în ăla, în Insta7 ăla. Na, bă, avea poziție cât de cât ok și... A, și te dă oricum, a fost nerfat acum, nu mai ai abilitatea asta să încarci mai repede, doar iei mai puțin damage când... Ai engine power, dar nu mai încă, nu încarci mai repede când îți iei shoturi. E totuși sunt prost la HP. Ok. Rezolvăm și pe domnul Mausica. Ah! Dă-te la o parte, grasule. Și aici băieții ăștia doi au greșit-o. Că eu totuși aveam 900 viață. Și eram mai expus ca 60 TP-ul. Dar... S-o grăbite să șapte, s-o panică. Ce faci, bosulica? Na, s-o băga generalul. Nu fura kill-ul, că am muncit. Boom, shakalaka. Da. Nu e atât de impresionant, poate, ca meciul. Dar totuși, ba da, e destul de impresionant, că aici lumea a mai tras în mine. Pe clasic l-a ignorat lumea până la final. Adică, totuși, da. Aștept alte replay-uri și vă promit, băieții, că o să mă ocup mai repede de ele. Vă rog să-mi trimiteți la fel ca până acum. Dacă aveți un match deosebit, e valabil doar pentru băieții din clan, apropo. Dacă aveți un match mai ieșit în comun, nu neapărat, poate să nu fie neapărat să fiți top damage sau să aveți nu știu câte kill-uri. Poate să fie o chestie spectaculoasă când răstorni un tank sau îl arunci de pe un cliff sau nu știu, sau... aterizez în capul cuiva sau te răstorni tu ca botul și dai o chestie spectaculoasă. Adică ceva a ieșit în comun. Da. Ok, da. Zi faină să aveți și ne auzim la următorul video generos.